Salut! Știu eu cât de bine. Sunt pe la Bacău acum. Păi am venit cu băiatul. A dus produse la Cora Bacău. Și am plecat de azi dimineață de la 5. Deci la 5 jumate am ajuns, s-a descărcat și acum suntem pe drumul să ne întoarcem. Ieșim din Bacău. Vreo 250. Deci pe GPS zice că faci 3 ore și un pic. Dar noi am plecat la 5, am ajuns pe la 9 ceva. Dar ne-am mai oprit mai ia motorină, să mai faci un pipi, să mai să odihnească. Păi nu, că ea conduce băiatul, e obosit și el, pentru că miercuri am fost și eu cu el, am fost la Cluj. Am plecat de la 4 dimineața și ne-am întors. Da. Am ajuns acasă la 10 jumate. A început nebunia cu benzina, cu ce era în Brașov la toate benzinăriile și ce nebunea. Și am ieșit pe centură când am luat-o la vale spre Ploiești. Era circulația oprită de acolo până aproape de Preteam. Cred că era benzinării ceva și nu se putea circula decât către Brașov. Și ne-am întors. Da. Acolo ne-am întors de acolo și am luat-o pe cheia. Ce să mă, dacă ți-ai zis, am ajuns la 10 jumate seara. Moarte, ce să fie. Pe urmă, băiatul a fost ieri la București și a dus tot așa produse și a zis, hai să mergi cu mine și la Bacău, să vezi Bacău, zic, hai că vezi. Să nu fie singur în mașină, mai ăsta pe Bacău e drum. Da. Da. Dar aici pe Bacău e drum, trebuie mai. Dacă la Cluj nu mai e. Cu bori, serpentine, tot felul.
vedere, am plecat din Ploiești, am plecat la 3 și ceva, că n-a avut să-i dea bonuri la motorină. Și da, eu am venit, oamenii s-au strâns și ăsta a păturat la iscu, să plecăm la toate. Ăsta, Silviu, pusese și făcuse ITP-ul la microbuzor dimineață. Și ăsta așa, nu o las că merge. Deci noaptea, dacă mai atunci m-a dat aminte, era războiul americanilor cu aminte, a intrat un avion american, a trecut în România și a aruncat, că l-a lovit și a aruncat cherosen. Și am auzit eu atunci că ar fi avut un rezervor suplimentar. Cert e că eram la 12 noapte, eram la Turnozeveni. Era poliție, ne-a oprit poliția, noroi, ne-a întrebat unde ne ducem și noaptea aia s-a întâmplat chestia cu avionul. Păi mea, bănică, după ce am trecut Turnăziu Berlin, când ne-am apropiat de Timișoara, așa, ne apropiam de Timișoara, dar ne-l apucase un somn pe ăsta, nu mai putea să mai conducă. Și eu stăteam și mă uitam la ea, bă, deschide, uite. Și a lăsat geamul jos și scurtea că o ferească și...